Așa spunea Mihail Sadoveanu. Mi-am înălțat ochii și am văzut acvila împărătească plutind pe aripile largi, întoarse zimțuit la sfârcuri. Se ducea către stânca din înaltul cerului, cel mai de sus al pustiei. Din locurile acestea, de unde am petrecut și am stat privind cu sufletul îmblăzit de dulceața lor, se desfășură păduri după păduri și iarăși păduri nesfârșite. Aici este împărăția sălbăticiunilor cât țin munții și sihlele. Într-o parte se suie către Dumnezeu, pe vârful lui Pătru, mi se pare aproape, dar până la el umblă păstorii 2 zile și în râpile lui goale stăruiau încă de vreme de vară zăpezile de iarna trecută. Mai departe se scria pe cer linia Șurianului. Se lămureau și alte piscuri cu pete de omăt, munți, râpi, codri, goluri, spre ele trec pe drumul de lângă apa frumoasei oierii din Poiana Sibiului. Mai spunea scriitorul Mihail Sadoveanu în scrierile sale că este acolo pe o costișelină drept pe marginea priveliștii apelor o așezare pe care au clădit-o prietenii mei, popas de vânători și pescari. Aici povestesc la adunările de seară isprăvi unice. Vă invităm și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să priviți aceste minunății de pe Valea Frumoasei, astăzi Transalpina.